Doamnelor și domnilor, ei sunt The Rhodes. Bună dimineața, domnilor. Salut, ce faci? Mai este complimente pentru treaba asta. Foarte british, foarte bine. Mulțumim foarte mult. Eu nu știu dacă ți-au aminte, primăvara am fost chiar la voi și am lăsat în premieră. Am prezentat prima dată această piesă. Pe vremea respectivă nu puteam să spunem din ce film va face parte, pentru că încă nu se anunțase. Mi-aduc aminte perfect. Mi-aduc aminte că am zis că mă enervează fața ta. Și m-ai făcut cerșetor. Da. A spus că sunt cel mai drăguț cerșetor din București. Perfect! Da. Mi-aduc aminte perfect! De curând am făcut și acest videoclip. Da. Videoclipul este făcut sub regia lui Marcel Roibu, în mansarda unui pictor extrem de talentat. Un pictor german, Marcel File, și se întâmplă să fie exact în clădina în care echipele care se ocupă acum de noi, echipele de management, hashtag PR și Marami Events, au sediul. În videoclip l-am văzut într-adevăr pe Dragoș Bucur, pe Dorian Boguță și pe Alexandru Papadopol. Sunt bucăți din film? Sunt bucăți chiar din film. Se pupă, se bat ăștia în film de ceva, ai de mine! Exact. E un film foarte, foarte drăguț, mai ales, repet, că e făcut la un buget foarte, foarte mic. Dar nu se simte acest lucru și este un film extraordinar, este în cinematografic, chiar acum vă recomandăm să-l vedeți. Piesa noastră, suntem foarte bucuroși că a intrat pe cam toate canalele de muzică TV din România, deci piesa poate fi văzută acolo și pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, pe Facebook punem cam tot ce ține profesional, dar nu numai. Sperăm foarte mult să vă placă videoclipul. Sper că v-a făcut plăcere. Piesa, în primul rând. Mersi tare mult. Îți mulțumesc foarte mult. Hai să-i băgăm și pe radio pe oamenii ăștia că merită. Au făcut o super treabă cu piesa asta și în general fac o super treabă. Și ajutați-i și pe cel mai frumos cerșetor din București să devină celebru și foarte bogat. Vă rog. Mulțumesc foarte mult.